Doi operatori economici din Deva și Simeria s-au ales cu amenzi în valoare totală de 25.000 de lei în urma unor controale efectuate de către polițiștii pentru protecția fondului forestier și piscicol Hunedoara și reprezentanței Gărzii Forestiere Timișoara. Cei doi nu au respectat modul de gestionare și depozitare a materialului lemnos, existând diferențe semnificative între stocul scriptic și cel faptic. Oamenii legii au confiscat în total peste 53 de metri cubi de lemne. Activitățile de control au vizat verificarea legalității gestionării, a depozitării și a transportului de material lemnos de către diferiți operatori economici de pe raza municipiului Deva și a orașului Simeria. În urma activităților de control, polițiștii au identificat două situații în care reprezentanții unor depozite de material lemnos nu au respectat prevederile legale privind modul de gestionare și depozitare a materialului lemnos, astfel încât au fost constatate diferențe semnificative între stocul scriptic și cel faptic de material lemnos măsurat în depozit. Prin urmare, polițiștii au luat măsura confiscării materialului lemnos în plus, dar și sancționarea contravențională a celor doi agenți economici cu amenzi în valoare de 25.000 de lei.